Și vom citi cuvântul lui Dumnezeu din 1 Împărați, capitolul 20, începând cu versetul 22 până la versetul 30. 1 Împărați, capitolul 20, versetul 22 la 30, pagina 384 în Sfintele Scripturi. Partea a doua a citirii va fi din 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14 la versetul 17. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14 la 17, pagina 1129 în Sfintele Scripturi. Să ascultăm cuvântul Domnului. A doua biruință asupra lui Ben-Hadad. Atunci prorocul s-a apropiat de împăratul lui Israel și i-a zis: du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci la anul viitor împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta. Slujitorii împăratului Siriei i-au zis: Dumnezeul lor nu este un Dumnezeu al munților, de aceea au fost mai tari decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Fă și lucrul acesta, scoate pe fiecare din împărați de la locul lui și înlocuiește-i cu căpetenii. Și fă-ți o armată ca aceea pe care ai pierdut-o, cu toți atâția cai și cu tot atâtea care. Apoi să ne batem cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. El i-a ascultat și a făcut așa. În anul următor, Ben-Hadad a numărat pe sirieni și s-a suit la Afec să lupte împotriva lui Israel. Copiii lui Israel au fost numărați și ei, au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărât în fața lor ca două turme mici de capre pe când sirienii umpleau țara. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel: așa vorbește Domnul. Pentru că sirienii au zis: Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Au stat tăbărâți 7 zile unii în fața altora. În ziua a 7-a au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirienilor 100.000 de oameni pedeștri într-o zi. Ceilalți au fugit în cetatea Afec și a căzut zidul cetății peste 27.000 de oameni care mai rămăseseră. Partea de citire din Noul Testament, 2 Corinteni 2, de la 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu mireasma lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Amin. Dragi frați și surori, care stați în băncile dumneavoastră în adunare, sau în fața aparatului de radio în aceste momente, aș vrea să remarcați că subiectul citirii și al vorbirii din minutele următoare este unul foarte ușor de identificat și anume, e un mesaj al izbăvirii. Un Dumnezeu al izbăvirilor. Avem înaintea noastră și urmăm pe acest Dumnezeu al izbăvirilor. El izbăvește pe poporul său, pe poporul său din vechime, pe Israelul de demult și pe poporul său de acum. Domnul a dat biruință, a dat izbăvire poporului Israel asupra sirienilor și nu numai o dată, ci a dat o dată și apoi a mai dat încă o dată, în 2 ani consecutivi, Domnul a dat biruință poporului său asupra dușmanilor săi. În Noul Testament, citirea a fost că Dumnezeu, același Dumnezeu care a purtat de grijă poporului său din vechime, ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință, în Hristos. Suntem într-un car care nu poate fi învins niciodată.
aparținem unui Dumnezeu care e veșnic biruitor, mărit să fie numele Lui. Și suntem poporul Lui, de aceea nu vom fi învinși. Biserica Domnului este singura instituție din lumea aceasta care nu dă faliment niciodată, pentru că comandantul ei, Dumnezeul ei, capul ei, este în cerul și de acolo dă biruință poporului său, Dumnezeu, în orice clipă, mărit să fie El pentru aceasta. Aș vrea însă să vedeți cum s-au întâmplat lucrurile și cum se întâmplă și astăzi lucrurile, cum s-au întâmplat odinioară istoric lucrurile și cum se întâmplă astăzi spiritual lucrurile cu această luptă spirituală pe care o avem de dus și în care avem în fruntea noastră și în fața noastră un Dumnezeu al izbăvirilor. În textul din Vechiul Testament vedem cum cele două armate, armata lui Israel și armata siriană, se pregăteau de o nouă confruntare. În anul precedent avusese loc un război despre care nu am citit, dar despre care întreagă textul nostru ne vorbește, un război care de la bun început avea prognozat un învingător pe sirieni. Surprinzător însă, nu sirienii au învins în războiul acesta, ci au învins izraeliții și acum ei, sirienii, se pregăteau de revanșă. Se pregăteau pentru această luptă și izraeliții. Și observăm aici, începând cu versetul 22 din 1 Împărați, capitolul 20, fiecare își pregătea o tactică militară. E adevărat că lupta părea inegală. Armata lui Israel era denumită aici ca două turme mici de capre. Ce imagine sugestivă! Toată armata lui Israel ca două turme mici de capre față de armata sirienilor care umplea țara. De la bun început părea o luptă total inegală. Și dacă ai fi întrebat pe oricine care nu cunoștea pe Dumnezeul izbăvirilor, ți-ar fi spus că sigur, de data aceasta, în al doilea an de conflict, biruința va fi de partea sirienilor. Printre lucrurile pe care le-au prognozat sirienii și prin care au schimbat tactica de război, a fost și înlocuirea împăraților, se pare că era un fel de imperiu acesta al sirienilor, care avea mai mulți împărați și consilierii comandantului suprem al armatei sirienilor a sugerat înlocuirea împăraților cu anumite căpetenii, cu anumiți viteji, cu anumiți generali, care să conducă în parte armata aceasta puternică a sirienilor. Și mai era o schimbare de tactică. În versetul 23, slujitorii împăratului Siriei i-au zis: Dumnezeul lor, adică al dușmanilor noștri, al evreilor, este un Dumnezeu al munților. Data trecută, bătălia s-a dat pe munți și acolo sirienii au fost înviși. De aceea sirienii au gândit, înțelepții din Siria au gândit că de data aceasta lupta va trebui dată la câmpie, pentru că au gândit ei că Dumnezeul evreilor este un Dumnezeu al munților. De aceea au fost mai tari ei decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Această zicală, acest slogan, Dumnezeul lor este Dumnezeul munților și nu Dumnezeul văilor, a fost notată și în cer. Și observați că la versetul 28, atunci când s-a pregătit lupta din partea poporului evreu, ei au contat sigur pe Dumnezeu mai mult decât pe resursele lor proprii și omul lui Dumnezeu, zice versetul 28, s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel: așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis: Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și vei ști că eu sunt Domnul. Înțelegem de aici că Dumnezeul izbăvirilor este Dumnezeul munților, așa cum au zis sirienii, și așa cum s-a întâmplat
când evreii au învins pe munți pe sirieni, dar este și un Dumnezeu al văilor, așa cum sirienii n-au putut să creadă, dar așa cum Dumnezeu a anunțat prin omul său că își va lua revanșa, de data aceasta nu în munți, ci de data aceasta în văi. Și aș vrea să spiritualizăm lucrurile și să înțelegem marele adevăr al acestui text biblic. Până la urmă nu ne interesează pe noi atât de mult istoria vechi testamentară, războaiele dintre Israel și sirieni, ci ne interesează partea spirituală. Să spiritualizăm lucrurile și să înțelegem, să luăm pentru noi ce este pentru sufletul nostru și pentru viața noastră spirituală de luat din acest text. Înțelegem, dar, că Dumnezeul izbăvirilor este întâi de toate un Dumnezeu al munților, dar apoi El este și un Dumnezeu al văilor. Și vom avea multe versete biblice în mesajul din această dimineață care ne vor asigura de aceste două mari adevăruri. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al munților, dar Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu al văilor. În primul rând, să înțelegem că urmăm un Dumnezeu al munților. Ce înseamnă un munte? Înseamnă o înălțime, înseamnă un loc înalt. Și faptul că Dumnezeul nostru este Dumnezeul munților, înseamnă că El poartă pe poporul său din pisc în pisc, din înălțime în înălțime. Un prim exemplu al acestui adevăr este Avram. Când Avram era împreună cu nepotul său Lot, la un moment dat a trebuit să facă o alegere. Avram a zis: Lot, îți dau ție posibilitatea să alegi. Poți alege muntele sau poți alege câmpia. Dacă tu alegi muntele, eu mă duc la câmpie. Dacă tu alegi câmpia, eu aleg muntele. Lot a făcut atunci și acolo o alegere greșită. A ales câmpia, că îi plăcea lui, îi părea lui că e mai destat la câmpie decât la munte. Și Avram a ales muntele. Și acolo pe munte Avram l-a găsit pe Dumnezeu, Avram l-a simțit pe Dumnezeu, Avram a umblat cu Dumnezeu. Ce frumos spune o cântare a noastră. Printre munți și dealuri simt pe Dumnezeu, ape cristaline murmură mereu, murmur, murmur, Domnul este bun. Pe munte cu Domnul, îl simți pe Domnul, trăiești cu Domnul și în înălțimile spirituale, în locurile cele mai înalte, umblă Dumnezeu cu poporul său. Tot acolo pe munte, pe un alt munte de data aceasta, a avut loc jertfirea lui Isaac. Dumnezeu l-a pus la probă pe Avram. Și Avram, întâmplarea este lungă, concluzionăm, Avram a trecut cu bine testul și pe muntele Moria, Avram a căutat să îndeplinească cerința lui Dumnezeu și să-l jertfească pe propriul său fiu, pe Isaac. Până la urmă, Isaac n-a mai fost jertfit pentru că Dumnezeu l-a oprit pe Avram de la această crimă, de la această jertfire. În fond, era numai un test pentru Avram și iată că pe munți, în umblarea cu Dumnezeu, sunt anumite teste de trecut. Unul dintre testele acestea a fost și testul ascultării de Dumnezeu. Să faci tot ce spune Dumnezeu. Când umbli cu Dumnezeu pe munte, ai de trecut anumite examene și unul dintre examenele acestea este și examenul ascultării. Să vadă Dumnezeu că îl prețuiești mai mult decât orice în lumea aceasta. Mai mult chiar decât pe propriul tău fiu. Mai mult decât propria ta familie, mai mult decât tot ce ai și mai mult decât viața ta. Tot pe un munte, Ilie s-a întâlnit cu Dumnezeu și acest munte a fost muntele Carmel. Acolo, pe muntele Carmel, a avut loc o confruntare dintre omul lui Dumnezeu, prorocul Ilie și prorocii lui Baal. În 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19,
Omul lui Dumnezeu Ilie, aflându-se față în față cu liderul politic al vremii, cu împăratul Ahab, a sugerat această confruntare de pe muntele Carmel. Strânge acum pe tot Israelul la mine la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. 1 la 850 era raportul dintre Ilie și toți ceilalți proroci falși. Până la urmă, aflăm că Dumnezeu a dat biruință pe munte lui Ilie și a trimis foc peste jertfa lui Ilie în clipa când se aducea jertfa de seară. Dumnezeul nostru este Dumnezeul munților. Pe munți, pe înălțimi spirituale, îl simțim pe Dumnezeu și acolo avem biruințe. Indiferent că sunt mulți sau puțini împotriva noastră, că suntem 1 la 850 sau că suntem ca două turme de capre la 127.000, cel puțin, de oameni, cum au fost sirienii, biruința este de partea noastră, pentru că cel ce umblă cu noi pe munți este Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă pe înălțimi. Dumnezeu nu este mulțumit ca noi să fim undeva în câmpie, deși vom vedea că Dumnezeul nostru este și Dumnezeul câmpiei. Dar Dumnezeu ne cere să urcăm pe munți, pe munții săi spirituali, în care avem de dat teste, în care avem de câștigat biruințe, în care suntem confruntați cu toată puterea celui rău, dar în care avem biruință în numele Domnului. Citim câteva versete din Psalmi, ca să vedeți cum Dumnezeul nostru este Dumnezeul munților și cum El poartă pe înălțim pe poporul Său. Psalmul 72:3 spune în felul următor: munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. Pe munți, unde Dumnezeu ne cheamă, acolo vom primi pace. Poporul lui Dumnezeu va primi pace. Unde? Pe munți și pe dealuri, pe înălțimile cele mai înalte din punct de vedere spiritual. Psalmul 104, versetul 32. Este un alt loc în care cuvântul Domnului zice așa: El privește pământul și pământul se cutremură. Atinge munții și ei fumegă. Iată prezența lui Dumnezeu pe munte. Psalmul 121, versetul 1. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? De unde vine ajutorul? De la munți. Cine este pe munte? Domnul. Domnul de pe munte ne dă ajutorul Său. Este interesant cum și Domnul Iisus alege munții. Nu numai Tatăl alege munții, împreună cu Avram, împreună cu Ilie, împreună cu Isaia, împreună cu alți oameni al lui Dumnezeu, ci și Iisus alege munții. Și iată cum îl găsim pe Domnul Iisus alegând munții, în primul rând pentru a predica acolo. Matei, capitolul 5, versetul 1, zice cuvântul Domnului că Domnul Iisus s-a urcat pe munte și de acolo a început să propovăduiască. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el și el a rostit în continuare cea mai magnifică predică numită Cuvântarea de pe munte. Domnul Iisus a ales munții pentru a se ruga pe munte, nu numai pentru a predica pe munte. Matei, capitolul 14, versetul 23, ne arată cum pe munte sau pe munți și dealuri Domnul Iisus Hristos obișnuia să se roage, nu numai să predice. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte. Ce să facă acolo? Să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. Pe munte te poți ruga lui Dumnezeu, pe munte te întâlnești cu Dumnezeu. Și în grădina muntelui măslinilor, în Ghețimani, în Matei, capitolul 26, îl găsim pe Domnul Iisus în cea mai cruntă bătălie a Lui, dinaintea calvarului, cum se roagă în Ghețimani, o oră, după aceea din nou o oră și după aceea din nou o oră. Și îi mustră pe ucenicii săi cum de n-au putut să stea alături de El în rugăciune
nici măcar un ceas. Tot pe munte Domnul se schimbă la față. Matei, capitolul 17, versetul 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Muntele acesta se numea Tabor și acolo, pe muntele acesta, Domnul înălțimilor, Domnul Iisus Hristos s-a schimbat la față înaintea lor. Tot pe munte, Domnul Iisus alege să se arate ca înviat dintre cei morți. Matei, capitolul 28, versetul 6. Zice, nu este aici, a înviat după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și mai departe, cuvântul lui Dumnezeu zice, duceți-vă repede de spuneți ucenicilor săi să, că a înviat dintre cei morți, iată că el merge înaintea voastră în Galileea, în ținutul acela muntos, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Tot pe un munte Domnul Iisus alege să se înalțe la cer dinaintea ucenicilor săi, Fapte, capitolul 1, versetul 12, unde citim că ei s-au întors din Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim și unde Domnul s-a înălțat la cer din mijlocul lor. Pe un munte Domnul va reveni, Zaharia, capitolul 14, versetul 4, și anume pe același munte de unde s-a înălțat la cer. Picioarele lui, spune cuvântul, în Zaharia 14 cu 4, vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele Măslinilor se va despica în mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Și ca să închei cu munții în viața Domnului Iisus, Domnul Iisus va sta, a ales să stea pe tronul veșnic al lui Dumnezeu, Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe munte, pe muntele Sionului, iată un alt munte. Și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Pe munte stătea Domnul. Cred că aceste versete au fost suficiente ca să ne facă să înțelegem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al înălțimilor. Este un Dumnezeu al munților. Și bine au intuit și au băgat de seamă sirienii că n-ai ce să te bați cu Domnul pe munte. Pentru că Dumnezeul poporului său este un Dumnezeu al munților. Nimeni nu câștigă nici o biruință decât numai Domnul pe munte. Oricine vrea să se confrunte cu Domnul pe munte, pierde. Poporul lui Dumnezeu, când este chemat pe înălțimi, are biruință de la cel ce se numește Dumnezeul munților. Și nimeni nu poate să biruiască pe poporul lui Dumnezeu când stă pe munte. Frați și surori, ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu în această zi să urcăm pe munte cu Domnul. Domnul nostru este un Dumnezeu al muntelui. Ne cheamă pe înălțimi. De ce stăm la cote joase cu Domnul? De ce stăm undeva într-un loc unde nu îndrăznim să urcăm pe munții lui Dumnezeu, pe înălțimile lui Dumnezeu? De când ne-a mântuit Domnul avem aceeași statură. N-am urcat nici măcar un centimetru. Dumnezeul nostru este Dumnezeul munților. Dumnezeul nostru ne cheamă pe înălțimi. Și pe înălțimile acestea nu vom avea rău de înălțime, nu ne vom prăbuși de pe înălțime, ci vom avea biruință de pe aceste înălțimi spirituale, de pe acești munți spirituali. Lăudați să fie Domnul pentru aceasta și haideți cu Dumnezeu pe munte. E adevărat, Dumnezeul nostru este Dumnezeul binecuvântării, este Dumnezeul munților, este și Dumnezeul belșugului. Și este și Dumnezeul bunăstării spirituale. Dumnezeu promite binecuvântări pe munte, în prezența Lui. Promite belșug, promite biruință. Dumnezeu este acela care în Sfânta Scriptură ne dă atâtea
argumente și atâtea promisiuni ale binecuvântării în prezența Lui. Aș putea să vă mai dau multe alte versete biblice, dar aș vrea să închei gândul acesta, biruința cu Dumnezeu pe munte, în belșug și în bunăstare, cu un text din Ieremia, capitolul 29, și anume versetul 11, unde auziți ce spune cuvântul Domnului. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dragii mei, haideți cu Dumnezeu pe munte. Știu și vrăjmașii noștri, știe și diavolul, că cu Dumnezeu pe munte se câștigă biruințe. Știe toată lumea și știe și iadul că stând pe înălțimi spirituale cu Domnul, încercând staturi spirituale înalte cu Domnul, vom avea belșug, vom avea biruință, vom avea bunăstare. E adevărat că există și o teologie falsă, după părerea mea, o teologie modernă numită teologia prosperității, care spune așa: dacă vrei să fii un bun credincios, trebuie să fii bogat și sănătos. Dacă nu ești bogat și dacă nu ești sănătos, ai ceva probleme. Adevăratul creștin este acela care e bogat, care are totul din belșug, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul munților, este Dumnezeul belșugului, este Dumnezeul binecuvântării. Și ca să dovedești că ești un credincios adevărat, de nota maximă, trebuie să fii și sănătos, pentru că Dumnezeul nostru este și medic suprem, care ne vindecă și care ne protejează împotriva unor boli și a unor suferințe care ar putea să ne macine ființa. Eu nu cred într-o astfel de teologie modernă. Nu cred că un credincios care e sărac nu-i pe placul lui Dumnezeu. Nu cred că un credincios care ajunge pe un pat de suferință neapărat a păcătuit și vrea Dumnezeu să-l disciplineze. Dar, deși eu cred că Dumnezeu este și a celor bogați și a celor săraci, și a celor sănătoși și a celor bolnavi, eu cred că Dumnezeul nostru este Dumnezeul biruințelor noastre spirituale. Este Dumnezeul munților, este Dumnezeul belșugurilor și chiar dacă în viața aceasta nu suntem atât de bogați, atât de înstăriți, putem să fim îmbogățiți în cele spirituale, în sufletul nostru, și aici nu există pardon. Dacă cineva este sărac în cele spirituale, înseamnă că nu e în ordine cu Domnul. Oricine care urcă pe munte cu Domnul și care experimentează un Dumnezeu măreț, se îmbogățește din punct de vedere spiritual și doresc Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. A doua parte a mesajului este că Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu al văilor. Lecția asta trebuia să o primească într-un mod usturător sirienii. Ei nu credeau că Dumnezeul evreilor este Dumnezeul văilor. Când Dumnezeu a auzit din cer această afirmație a sfetnicilor, a consilierilor împăratului Siriei, a vrut să le dea o lecție. Și a trimis un om al său să-i spună împăratului poporului lui Israel: bagă de seamă, lupta se va da în câmpie, locul l-au ales sirienii. Ei cred că Dumnezeu este numai Dumnezeul munților, nu e și Dumnezeul câmpiei. De aceea lasă-i să vină la câmpie, să fie câtă frunză și iarbă, cum spunea un înțelept al neamului nostru românesc. Lasă-i să vină cu sutele de mii acolo, nu e nicio problemă. Vor primi o lecție usturătoare. Dumnezeu le va dovedi că este și Dumnezeul văilor, nu numai Dumnezeul munților. Și dacă în prima parte a mesajului am afirmat și am argumentat că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al munților, al înălțimilor, vreau să vă spun cu aceeași exactitate și să vă demonstrez în câteva argumente biblice că Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu al văilor. Prin definiție, valea înseamnă un coborâș, înseamnă câțiva metri, sute de metri sau poate chiar mii de metri de la suprafața zero terestră spre abis.
Și, din păcate, noi suntem câteodată în viață nu numai pe munți, nu numai pe înălțimi, ci câteodată coborâm și în văi adânci, în valea deznădejdei, în valea necredinței, în valea necazurilor, în valea singurătății, în valea lipsurilor de multe feluri. Este adevărat că ajungem și prin voi, frați și surori? E cineva care mă ascultă și care să nu fi ajuns vreodată prin voi? E cineva care a umblat numai pe munți? Eu cred că nimeni. Eu însumi vă mărturisesc, am fost pe munți, în relații spirituale cu Domnul, dar am coborât și în voi. Și vreau să ne întrebăm, când ajungem în voi, când lupta se dă în vale, nu pe munte, ce ne facem? Avem pe Domnul de partea noastră? Sau nu-L avem? Când suntem în voi, e Dumnezeu cu noi? Sau nu e Dumnezeu cu noi? Și aș vrea să identific din cuvântul lui Dumnezeu trei văi foarte cumplite pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le prezintă. Prima este valea plângerii și voi citi din Psalmul 84, așa, versetul 6, care spune în felul următor: când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un izvor, într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Cine sunt aceștia? Sunt cei ce locuiesc în casa Domnului. Valea plângerii este un loc cumplit. Cineva care ajunge pe acolo are parte de necazuri. Valea plângerii, valea lacrimilor. Când vin lacrimile în ființa noastră? Când sunt necazuri. Ce ne facem însă când ajungem, Doamne ferește, printr-o astfel de vale a plângerii? E Dumnezeu cu noi? Avem biruință? Este Dumnezeu de partea noastră? Sau suntem biruiți? Iată, când străbat aceștia, cei ce locuiesc în casa Domnului, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Asta se întâmplă, este un miracol. Dar ori de câte ori copiii lui Dumnezeu, membrii poporului lui Dumnezeu, ajung prin valea plângerii, această vale a plângerii se transformă prin faptul că Dumnezeu e cu ei, dintr-un loc al durerii, într-un loc al binecuvântării, într-un loc plin de izvoare, într-un loc acoperit cu binecuvântări. O altă vale foarte cumplită, prin care adesea unii dintre ai Domnului trec, este valea umbrei morții. Psalmul 23, versetul 4 însă, ne spune că chiar dacă ar fi să ajungem și prin valea umbrei morții, Dumnezeu este cu noi. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu, adică Domnul, Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Ai ajuns, frate și soră, vreodată prin valea umbrei morții? Ei, în valea umbrei morții nu trebuie să te temi de nimic. De ce? Fiindcă Domnul, care e Dumnezeul munților, e cu tine și în vale. Există o cântare pe care aș dori să o cânte frații înainte de a începe cina Domnului după predică: Dumnezeul nostru este Dumnezeul puternic, care stă cu tine și pe munte, dar care coboară cu tine și în văi adânci. Când ajungi prin valea umbrei morții, să știi că Dumnezeu nu te părăsește. Să știi că Domnul este acolo, în mijlocul necazurilor, în mijlocul umbrei morții. Când te cuprind fiorii reci ai morții, nu moartea te va birui, ci Domnul, păstorul cel bun, este acela care îți va da biruință și să nu te temi de niciun rău. O a treia vale foarte cumplită este valea pe care a descoperit-o Dumnezeu profetului său Ezechiel, valea oaselor. Ezechiel, capitolul 37, versetul 1, spune așa: mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. Ce ați zice să ajungeți într-o
într-o vale plină de oase. Ce ați zice să vă ducă Duhul Domnului și pe acolo? Ar mai fi speranță? Să vezi ca într-un cimitir, plin de oase, în stânga oase, în dreapta oase, înainte oase, în spate oase. Și când profetul s-a dus acolo, ca și noi, nu s-a bucurat, s-a întristat. Și a zis: Domnul, ce zici de oasele astea? Doamne, nu zic prea bine. Dar Tu știi că oasele acestea pot să învieze? Tu știi că în valea aceasta oaselor nu moartea este suverană, ci viața? Iată, îți voi dovedi. Vor veni vine și carne peste oasele acestea și oasele acestea se vor transforma în fături vii. Are Dumnezeu capabilitatea aceasta, frați și surori, să transforme o vale a oaselor într-o vale a vieții? Are, slăvit să fie numele Său. Și să știți că întotdeauna când trecem prin văi, oricât ar fi de adânci, Dumnezeu este cu noi. Mai mult decât atât, Luca capitolul 3, versetul 5, este o promisiune din partea lui Dumnezeu că văile, toate văile prin care noi vom ajunge, vor fi astupate. Auziți și vedeți, orice vale va fi astupată. Prezența lui Dumnezeu va reduce hăul văii în care te găsești. Prezența lui Dumnezeu va astupa necazul și umbra morții și oasele fără viață în câte o vale în care te găsești, o vale a deznădejdei, o vale a necredinței, a necazurilor, a singurătății, a lipsurilor de orice fel. Prezența lui Dumnezeu va astupa văile. Tu care ești cu Dumnezeu pe munte, când ajungi vreodată cu Dumnezeu în văile adânci, să știi că Dumnezeu este și acolo. Câteodată ne întrebăm, ne-a părăsit Dumnezeu? Nu ne părăsește Dumnezeu, dragi frați și surori. Este cu noi și în cele mai cumplite locuri în care noi ne-am putea afla. Dumnezeul munților este și Dumnezeul văilor. Este Dumnezeul focului. Vă aduceți aminte când cei trei tineri din Babilon au fost în cuptorul cu foc? La un moment dat, în Daniel capitolul 3, versetul 25, se uită împăratul acolo și zice: mă, n-am băgat noi trei inși, trei bărbați, uite că sunt patru în cuptor, nu s-au făcut scrum, nu s-a întâmplat nimic cu ei, ba încă chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Când ajungi în cuptor, când temperatura vieții este foarte mare și cumplită, când ești pe cale de a te face scrum, nu uita, Dumnezeu e cu tine și în voi, Dumnezeu e cu mine și în foc, Dumnezeu este acela care ne dă biruință prin toate. Și bine zice Psalmul 66, versetul 12, care este un imn sau o odă a biruinței, că cu ajutorul Domnului trecem și prin foc și trecem și prin ape. Ai lăsat pe oameni să încalece peste capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. Acesta este Domnul, mărit să fie numele Lui. Vă mai dau alte versete din cuvântul lui Dumnezeu. Isaia capitolul 43, versetul 1, versetul 2, care spune în felul următor: dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te voi arde și flacăra nu te va aprinde. Mărit să fie Domnul, El este cu noi în văi, în văile adânci, este cu noi în cuptorul de foc, este cu noi în mijlocul apelor năplaznice. Vă aduceți aminte cum a fost cu poporul Său când trecea Marea Roșie? Dumnezeu a despicat marea și au stat apele ca niște ziduri și în stânga și în dreapta și s-a făcut uscat pe fundul apei și pe acolo a trecut poporul lui Dumnezeu. Dar după ce a trecut Israel, când s-au năpustit și egiptenii, apele n-au mai stat cu minți ca două maluri sau ca două ziduri de apă în stânga și în dreapta, ci s-au împreunat și au nimicit pe dușmanii poporului Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne scapă, dragii mei. Nu este cu noi numai pe înălțimi,
Ce bine și frumos e să cânți printre munți și dealuri, simt pe Dumnezeu, ape cristaline, murmură pe mereu, murmur, murmur, Domnul este bun. Și cu Dumnezeu mergem pe cele mai mari înălțimi ale vieții. Dumnezeu coboară cu noi și în vai. În valea umbrei morții, în valea plângerii, în valea oaselor și în alte văi. Dumnezeu este cu noi în mijlocul focului, Dumnezeu este cu noi în mijlocul apelor, Dumnezeu ne dă izbăvire în toate. Mărit să fie numele Domnului. Odată cuvântul lui Dumnezeu în Luca 8 ne spune că ucenicii erau pe mare și s-a stârnit o furtună puternică. Era și Iisus cu ei și l-au zgâlțit. L-au trezit pentru că Domnul dormea și au zis: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a ridicat și a certat vânturile și marea și deodată s-a făcut o liniște mare. Și oamenii din corabie s-au întrebat: cine este acesta? De ascultă de el furtuna și apele și vânturile. Răspunsul este: Dumnezeul care ne dă izbăvirea este numele Lui. Iisus Hristos este numele Dumnezeului care ne dă izbăvirea chiar când suntem pe marea învolburată a vieții. Dar, dragii mei, în încheierea mesajului vreau să vă spun următorul lucru. Pentru a avea izbândă cu Domnul, fie pe munte, fie în vale, trebuie să urmăm și noi o tactică. Să știți că orice război își are tactica lui. Și războiul spiritual își are tactica lui. Iată care este tactica izbăvirii. Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem. Ascultați că nu e greu de înțeles. Nu e greu de reținut. Numărul 1. Tactica izbăvirii se bazează pe faptul că El promite. Se bazează pe promisiunile, pe făgăduințele lui Dumnezeu și pe puterea lui nespus de mare de a împlini tot ceea ce ne-a făgăduit. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt mari și scumpe, ne spune Apostolul Petru, dar oricâte ar fi, în Hristos ele sunt da și amin. Biruința e nu pe resursele noastre, nu se bazează pe resursele noastre, ci se bazează pe resursele lui Dumnezeu, pe promisiunile lui Dumnezeu, pe angajamentul lui Dumnezeu. Zice Vechiul Testament, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nu este un fiul omului care să-i pară rău. Ce a spus, va face. Ce a făgăduit, va înduce la îndeplinire. Mărit să fie numele Domnului. Punctul 1 din tactica izbăvirii este acesta. Să asculți făgăduințele lui. El promite. El făgăduiește izbânda în orice situație ne-am găsit. De aceea am citit din Noul Testament, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că ne poartă totdeauna cu carul de biruință al Lui în Hristos. Planul lui Dumnezeu este de biruință continuă. Și biruința nu stă în resursele noastre, nu stă în puterile noastre, ci stă în puterea Lui și în angajamentele Lui față de noi. Numărul 2. Dacă în primul rând am aflat că tactica izbăvirii stă în promisiunile lui Dumnezeu, în al doilea rând stă și în rugăciunile noastre și în credința noastră. El promite, dar noi ne rugăm și credem. Dumnezeu promite, asta e treaba Lui, să facă ceea ce a promis, treaba noastră este să ne rugăm să-și aducă Domnul aminte de făgăduințele sale și să-și aducă Domnul aminte de noi. Amin? Amin. Frați și surori, asta e partea noastră. Asta nu o face Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care promite. Dumnezeu este Cel care afișează angajamentele sale față de noi. Și promisiunile Lui sunt baza biruinței noastre. Dar trebuie să ne facem și noi partea noastră. Noi ne rugăm. Noi stăm înaintea Domnului, luând această armură a lui Dumnezeu, care conține, printre altele, cuvântul Său și care conține și arma rugăciunii. Noi ne rugăm și un creștin care nu se roagă, nu are biruințe. Domnul nu dă biruință unui creștin care nu se roagă, unui creștin care nu crede după aceea în promisiunile lui Dumnezeu, ci ca să avem biruință, trebuie să ne rugăm și trebuie să credem. Rugăciunea nu e o chestiune facultativă, nu e o joacă.
Hai să ne facem și noi că ne rugăm. Și rugăciunea trebuie să fie un lucru vital, un lucru de existență, de viață și moarte în viața noastră de credință. Dacă vrem să apucăm promisiunile lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne rugăm și nu numai să ne rugăm, adică nu să ne rugăm oricum, ci să ne rugăm și să credem, să ne rugăm ca Domnul să-și aducă aminte de făgăduințele sale și Domnul să-și aducă aminte de noi, dar să și credem că Domnul chiar își va aduce aminte de făgăduințele sale și își va aduce aminte și de noi, că suntem copiii legământului pe care l-am încheiat cu el în jertfa lui Hristos de pe Calvar. Și în al treilea rând, al treilea pas al izbăvirii, al treilea punct al tacticii izbăvirii este că el răspunde. El răspunde. În primul rând, el promite. În al doilea rând, noi ne rugăm și credem. În al treilea rând, el răspunde. Domnul aduce biruința. Domnul onorează făgăduințele sale. Domnul onorează rugăciunile copiilor săi. Domnul răspunde la nevoile noastre și la cererile noastre pe care îi le adresăm. Și chiar aș vrea să închei cu un verset care să fie ca un verset de aur pentru noi. Evrei, capitolul 13, versetul 5. Care ne spune că oriunde ne-am afla, ori pe munți, ori în văi, ori în mijlocul focului, ori în cuptorul cu foc, ori în văile cele adânci, trebuie să ținem minte această promisiune a lui Dumnezeu. Evrei 13 cu 5, citim numai cuvintele scrise între ghilimele. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Însuși El, Dumnezeu a zis asta. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Haideți să spunem cu toții. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Încă o dată, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cine a spus cuvintele acestea? Fratele Dodus? Nu! Fratele Dodus doar le-a reprodus din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a zis lucrul acesta. N-am să te las nici de cum. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Oriunde vei fi, pe munți înalți, în văile adânci, în cuptorul cu foc, în apele adânci, pentru că Dumnezeul poporului său nu este numai un Dumnezeu al munților, ci este și un Dumnezeu al văilor. Și dacă diavolul sau vrăjmașii spirituale noștri vor crede că numai pe munte avem biruință cu Domnul, că numai când suntem binecuvântați avem biruință cu Domnul, se înșeală. Pot să ne atragă în diferite capcane, în văile adânci, în cuptoarele cu foc, în apele adânci și pot să ne pună la înghesuială și pot să-și concentreze toate forțele iadului acolo. Dumnezeu este cu noi pretutindeni, frați și surori. Dumnezeu este acela care nu ne lasă, este acela care nu ne abandonează, este acela care cu niciun chip nu ne părăsește. Măriți să fie numele Lui! Dar să nu-L părăsim nici noi pe El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne dea biruința în toate. Amin.